Deci, dacă ești gras, sărac, urât și prost, nu o să aibă nimeni niciodată nimic cu tine. Dar ce-ar fi să nu mai fii sărac? Hai să vedem cum putem să facem asta azi, pentru că am văzut multe comentarii de genul: păi Cristiane, dar totuși cum cumpărăm criptomonedele alea care fac 63x-ul cu care tot te lauzi tu la tine pe canal în fiecare clip de acum? Pentru că te-ai dus de la marketing, de la business, de la nu știu ce, acum la jocuri. Jocuri pe calculator care fac bani. Da, se mai adaptează omul. Ai de gând să o faci și tu? Da? Ok, am ceva foarte frumos pentru tine azi, de Thanksgiving sau ce mai e, Black Friday, Crăciunul chinezesc, habar n-am. Ce poate să fie acum, iau-o ca pe un cadou, pentru că am primit două tipuri de comentarii în ultimul timp. Unul dintre ele este: că băi, nu știu cum să investesc în astea, că arată-mi și mie procesul. Ok, deși n-ar trebui să fac chestia asta, o să vă arăt exact cum se face. Și mulți m-au comparat cu Alex Becker de România, ceva de genul, doar că la Alex Becker nu o să vedeți chestiile astea. Ok. Atunci, al doilea tip de comentariu mai este cel în care tu recomanzi doar să intrăm în căcaturile astea care sunt schemuri și o să ne pierdă bani și tu o să faci bani, că iei bani de la ăștia pe care îi promovezi. Ok, o să fiu altruist cu adevărat astăzi, o să mă oftic, o să regret probabil, dar o să vă fac un cadou exact cum am spus. O să vă prezint un proiect în care nu o să intru, o să vă arăt cum puteți voi să intrați și știu că o să facă din prima foarte multe X-uri. Da, fac eu sacrificiul ăsta pentru voi. Atât de bun sunt la suflet. Glumesc, nu sunt deloc. Dar o fac ca să demonstrez un punct de vedere. Și bineînțeles, nu este sfat financiar dacă te bagi în ce prezint eu aici, fără să-ți faci tu research-ul propriu și risci să pierzi toți banii și chiar poate să-i și pierzi. Este fix problema ta, eu nu stai să dau sfaturi financiare, nu sunt consultant financiar, faci totul pe riscul tău. Eu o să-ți arăt cum am făcut eu și am mers pentru mine și am făcut 63X cu primul proiect în care am investit. Da, unul singur, dar sunt băgat în vreo 6 în momentul ăsta. Așa că trecem puțin mai departe, o să vă arăt exact despre Monkey Ball. Monkey Ball, jocul ăsta, practic o să explodeze când se lansează. Și am decis să nu intru, tocmai ca să demonstrez un punct de vedere. Și când o să faceți voi X-urile alea multe, vreau să veniți înapoi pe canal, să dați comentarii, să-mi spuneți: bă, ai avut dreptate, am fost un dobitoc. Deci, mergem să vedem care e procesul din spate și filmez așa pentru că mi-e mult mai ușor, mult mai ușor de editat decât cu cameră, screen recording, iar cameră, iar screen recording, cineva trebuie să și editeze. Ăsta se editează foarte repede și vă bag direct în laptop ca să vedem procesul foarte rapid. Deci, Monkey Ball, da? Trecem mai departe. Ok, suntem pe Twitter. Pe Twitter neapărat trebuie să vă duceți pe canalele lor oficiale. Când vedeți un joc sau orice alt proiect, mergeți pe Twitter prima dată. După aia mergeți pe Telegram. Deci acum câteva zile aveau 50.000, ceva de genul, 40.000. Și tot crește. De ce? Se apropie IDO-ul. Când? Pe 30 noiembrie. Cum? Imediat vedem. Dar trebuie să trecem prin white paper-ul lor. Da? Deci suntem aici pe Monkey Ball. Mă rog, dacă căutați pe Google o să găsiți direct site-ul lor oficial și vă bagă direct pe white paper. Ce avem aici? Tokenomics-ul, da? Token allocation și distribution. Cât o să fie în total? Deci la private sale 14%, adică 140 de milioane. Sunt un miliard în total. Aici vedem cum sunt distribuite, da? Și aici alocarea și bineînțeles vesting-ul pe termen lung. Sunt de la M3, astea sunt lunile, da? Deci month. Hai ca să și traducem. Până la luna 60, adică pe 5 ani de zile este vesting-ul ăsta. Bineînțeles, nu pentru toată lumea. La unii se eliberează tokenurile mai devreme. Și aici avem allocation-ul, da? Ne uităm, foarte important, cât are echipa, development-ul, marketing-ul și bineînțeles, asta e pentru jucători, porțiunea asta mare. Ceea ce este foarte, foarte bine. Aici le vedem puțin mai bine explicate, acolo nu prea se văd. Players in ecosystem, 58% din tokenuri, ceea ce este foarte în regulă, adică restul sunt distribuite strict pentru investitorii inițiali, iar echipa își ia foarte puțin și nu din prima. Aici avem un link care o să ne ducă pe toată perioada de vesting. Ăsta este un Excel. Și toată lumea se uită la Excel-ul ăsta ca și cum: mamă, de unde dracu, din ce spațiu au venit ăștia să ne arate nou Excel-ul și calculul ăsta, că nu înțeleg nimic. Bro, am descifrat Excel-ul ăsta în timp ce am mâncat o felie de pâine cu peanut butter și gem. Pentru că dacă vă bag într-un PNL de-al meu, o să vă iasă ochii din cap. Ăsta este foarte simplu. Aici arată exact câte tokenuri sunt eliberate la TG, adică la Token Generation Event. Pentru că lumea va cumpăra tokenul ușor, ușor, depinde de cum este distribuit, da? La private sale au fost 140 de milioane. Pe launchpad sunt doar 10 milioane și restul sunt distribuite exact cum am arătat pe site. Însă, pe private sale a fost prețul de 0,024, adică 2,4 cenți, iar la launchpad acum, la IDO-ul care urmează, o să fie de 4 cenți. Deci, practic, în private sale a fost discount de 40%. Hard cap-ul a fost ăsta, da? Se mulțește, nu e mare lucru, cu câte tokenuri s-au dat în private sale în total și ăsta la alt cu câte tokenuri se dau un launchpad, adică cu 10 milioane. Și ne dă 400 de mii hard cap, da? Ăștia trebuie strânși. Apoi, dacă ne uităm aici, o să vedem vesting-ul. Ce înseamnă vesting-ul ăsta? Pentru că există o vorbă la noi în business, ăștia care mai facem business, se numește sezonalitate. O vezi în orice business. De exemplu, am cafenea care este pusă lângă un liceu. Liceul ăla nu funcționează, de exemplu, sâmbătă și duminică. Deci eu am încasări mai mici. Poate chiar închid sâmbătă duminică, da? Altă sezonalitate, alt exemplu. La munte nu ai zăpadă tot timpul anului. Depinde unde ești, bineînțeles. Dar la munte, la noi aici în România, 3 luni pe an, 4 luni, 5 luni, să zicem, restul este sezonalitate, pentru că nu o să vină lumea la fel ca iarna, ca să se dea cu schiurile, să se dea pe munte, mă rog, să se dea cu snowboardul, etc. La noi la Bubble Waffles, de exemplu, la fel. Iarna este o sezonalitate. Nu prea
prea vine lumea la fel, pentru că este un produs de promenadă. Când se plimbă lumea, practic, atunci când este puțin mai cald, atunci este bun produsul ăla de vânzare. Deci avem o sezonalitate de vreo 4-5 luni, când este foarte slab. Vestingul ăsta, exact asta face. Adică tu să zicem că ai cumpărat acum 10.000 de tokenuri dintr-un proiect oarecare, da? Se distribuie mai întâi la TG, adică la Token Generation Event, primești doar 5% din ele, adică 500 de bucăți. Și apoi, în 18 luni, primești liniar 5,28% pe lună. De ce? Ca să elimine sezonalitatea. Ce înseamnă sezonalitatea asta? În cripto. Adică pump-uri și dump-uri. Să păstreze prețul cât de bine se poate. Să nu existe practic dump-uri din alea masive care pot băga în colaps direct tot proiectul, oricât de bun ar fi. Asta vor să evite. Asta au învățat practic din 2017 de la ICO-uri. Tocmai de asta fac pe 60 de luni, pe 23 de luni, etc. Și acum hai să vă arăt repede ce s-a ales și de proiectul meu Gold Fever, care tot așa a avut, bineînțeles, un pump mai masiv un pic la început de tot și după aia a făcut o corecție, bineînțeles, dar nu la fel de periculoasă. De la un all-time high de 6, 20 sau 30 ceva de genul, deci făcusem undeva la 63x, se menținea pe la 40 ceva. S-a creat practic aici, bineînțeles, un suport și acum a luat-o ca nebunul la deal. A făcut undeva la $8.4, ceea ce înseamnă că investiția mea inițială s-a dus la $200.000. Însă am primit doar 10% din tokenul la început și am vândut doar ca să-mi scot prima investiție. De ce? Vreau să se aprecieze și se pare că se apreciază. Eu cred că poate să meargă lejer la 20, 30, 40, 50 și să depășească $100 pe token. Ce înseamnă chestia asta? Am 25.000 de bucăți. Faceți un calcul rapid. Așa se va întâmpla la orice proiect. Acum hai să vedem cum dracu cumpărăm. Deci, după ce am văzut distribuția și alocările, da, citim ca lumea și învățăm cât se poate de mult. O să vedem că IDO-ul ăsta va fi pe Starlaunch. Ce este Starlaunch? Este un launchpad. Practic ei la launchpad, cât au zis că o să pună la dispoziție? 10 milioane, adică foarte, foarte puține. Și la TG se vor distribui 40% din ele. De ce? Pentru că nu sunt destule, practic, încât să mute piața foarte masiv. Și atunci ce se va întâmpla aici? O să fie ca un supply squeeze, ca și cum ar fi un halving la Bitcoin. Se lansează pe launchpad doar 10 milioane, o să fie cerere foarte mare, deci prețul o să fie imens atunci când vine listarea publică. Pentru că, practic, atunci se fac primii bani foarte masiv, exact cum v-am arătat pe Gold Fever. Apoi, mergem mai departe. De ce? Că am văzut că Starlaunch este folosit pentru a lansa proiectul Monkey Ball pe launchpad, da? Și este primul proiect lansat pe Starlaunch. Dăm aici pe DEC. DEC înseamnă white paper. Dă-te-i un nume, că așa au vrut ei. Ok, ce avem de făcut aici? Trebuie să cumpărăm Stars, da? Tokenul nativ de la Starlaunch și după aia să-l punem locked, da, în volturile lor, în Fusion Vault. Este ca și cum ai pune la staking. Ideea e că nu te mai atingi de el cât 90 de zile. De ce? Ca să evite și ei pump and dump. Este atât de logic. Dacă nu-i dai locked, o să fie decay, adică se va deprecia cu 0,6% pe zi. De ce? Pentru că va trebui să generezi hidrazină. Tu dacă ai pus Stars la staking, da, în Fusion Vault, o să primești hidrazină care îți va oferi practic alocarea la Monkey Ball. Câtă hidrazină produci, atâta alocare vei avea. Deci nu contează că pui $1 sau $50 sau $100, o să-ți producă niște hidrazină. Cu cât ai mai multă hidrazină, cu atât primești mai mult în IDO. Bineînțeles, în funcție și de ceilalți, că dacă vin ăștia cu milioane și tu vii cu $100, o să primești foarte, foarte puțin, dar măcar primești ceva. Și atunci dacă doar ții Stars în wallet, nu o să primești nimic. Nu generează hidrazină, da? Dar de ce se face chestia asta cu locked? Dacă îi dai lock pentru 90 de zile, se evită dump-urile și nu ai decay-ul ăla. Deci explică clar ca la proști aici, dar hai să trecem puțin mai departe, da? De unde naiba cumpărăm Stars mai întâi? Că ne trebuie Stars pe care să punem la staking și să ne dea hidrazină ca să primim după aia MBS-ul, care este tokenul de la Monkey Ball. E, mergem frumos pe CoinMarketCap, ne uităm la Starlaunch, da? Vedem, deja a crescut foarte mult în preț, asta este, îl cumperi, îl ții, va crește și ăsta în preț, poate când îl vinzi după aia mai faci și aici bani. Și vedem unde îl găsim. Da? Mergem mai jos, Markets, FTX, ok, dar suntem pe site la ei și avem chiar și aici. Intrăm foarte frumos pe FTX, este un exchange, da? Și îl găsim aici. E, trebuie să vă faceți, bineînțeles, cont, trebuie să vă faceți KYC-ul și să cumpărați Stars. E, după aia, pe Starlaunch trebuie să vă faceți KYC-ul și aici, bineînțeles, până pe 27 s-a și anunțat. Azi suntem în 26, mai aveți timp. Vă duceți, dați complete KYC și băgați toate datele. Eu nu o să o fac, v-am zis de ce, vreau să demonstrez un punct de vedere. E, și pe data de 30 noiembrie se va lansa practic tokenul pentru IDO. Și atunci, depinde de câte hidrazină aveți, veți primi alocare în număr de câte tokenuri puteți să luați. Și ați văzut la cât se dă pe IDO. $0.04, adică 4 cenți, ceea ce este foarte, foarte bine. Părerea mea, o să facă lejer 50x la lansare, dacă nu și mai mult. Deci cam așa se face pe scurt un research cap-coadă, pentru că eu l-am făcut pe ăsta de acum 3 săptămâni. M-am uitat la echipă, m-am uitat la ce vor să fac, m-am uitat care este structura jocului, am citit tot și am fost la curent până în ziua de azi. Și acum mă sacrific eu ca să faci tu gain-uri. Asta este. Oricum sunt băgat în multe alte chestii și asta o să fie ca un proiect pro bono pentru cei care se uită la mine, să vadă că nu e despre bani de fapt. M-am băgat în domeniul ăsta strict pentru că îmi place foarte mult. Bineînțeles, la sfârșit de zi contează să-mi recuperez investiția și să fac bani pe termen lung. Dar aici practic intră vesting.
investing-ul, că altfel luam toți banii deodată și toți cei care au investit în toate jocurile astea îi luau pe toți deodată, făceam toți dumping deodată și probabil ajungea prețul la cât l-am luat în IDO sau în pre-sale și atunci n-are nicio relevanță. Jocurile astea sunt construite pe termen lung și au un plan pe termen lung foarte bine pus la punct. La fel cum ar trebui să aibă un business. Ați văzut practic care este corelația cu un business. Astea sunt proiecte de business, chiar dacă sunt jocuri. E, și pentru faptul că ați cumpărat Stars, la orice launchpad o să fie la fel. Cumpărați practic tokenul lor, îl puneți la staking și vă dă o chestie, o putere, o hidrazină, o, de exemplu pe DAO Maker era cu DAO Power. Acum au schimbat. Trebuie să ai la staking practic, să le ții locked DAO tokens, tocmai ca să primești după aceea alocare la anumite proiecte care se lansează pe launchpad-urile lor. Deci ăsta este primul monkey ball la Star Launch, dar vor mai urma. Deci de asta în 90 de zile cât voi blocați acolo Stars pentru hidrazina aia, o să primiți în continuare. Deci nu se consumă tokenurile Stars, da? Ci hidrazina aia vă spune cam de câți bani puteți să cumpărați tokenul din jocul sau din proiectul care se lansează în viitor. Deci o să mai fie jocuri care se lansează și altfel de proiecte, nu doar jocuri probabil, în care puteți să intrați pentru că aveți la staking tokenul lor nativ. Și dacă vă duceți pe orice alt launchpad, o să facă exact același lucru pentru că așa le crește și lor valoarea tokenului. Dacă vă uitați pe grafic la Star Launch, exact asta s-a întâmplat. A crescut valoarea tokenului constant. Și dacă vin ăștia o grămadă acum care vor neapărat alocare în Monkey Ball, o să vedem cât crește practic și Star Launch. Dar mare grijă când scoți după aceea Star Launch, pentru că cam toată lumea o să facă chestia asta. O să fie probabil un dump sau dacă sunt băieți deștepți și o să aducă proiecte din astea super bune, o să te facă să ții acolo la staking. De ce? Pentru că o să vrei practic intrări și în alte proiecte. Și atunci, ținând tokenul ăsta la staking, o să-ți ofere șansa să intri în mai multe proiecte. Am vorbit de Sidus ieri, sau Sidus, da? Am făcut un clip special pentru proiectul ăla care mi se pare super șmecher. O să fie listat de 7 launchpad-uri. La fel, fiecare dintre ele are aceleași reguli. Nu trebuie să mergi pe toate. Îți alegi unul singur și te uiți inclusiv la ele pentru că au un program în care zic, bă, o să mai listăm următoarele crypto games. De exemplu, dacă alegi să investești prin Seedify, tokenul se numește S-Fund, trebuie să-l pui la staking, bineînțeles. Așa primești alocare pentru Sidus, dar au și listă cu următoarele proiecte care se lansează. Și ținând la staking acolo, o să ai practic șansa să te bagi în mai multe chestii. Și bineînțeles să diversifici, că nu toate vor face 50x sau 10x, unele poate vor face 2x sau 3x, altele poate vor face doar 1x, habar n-am, nu știm. Dar Monkey Ball poți să garantezi practic că face 50x lejer. Dacă nu, asta e, da o bere. Dar dacă da și v-ați băgat, lăsați un comentariu în următoarele clipuri. Așa că mersi că ați rămas până la final, nu uitați like la clipul ăsta și nu uitați subscribe pe canal pentru că nu o să vă deranjeze clipurile în continuare, nu o să vă apară mai multe, nu primiți mail-uri de la nimeni, dar ajută canalul foarte mult. Și vedeți că în descriere aveți o serie de deal-uri foarte bune dacă vreți să vă educați din ce în ce mai mult, pentru că eu asta fac de 8 luni de zile. Tocmai ca să catch up puțin cu ăștia care sunt din 2017. Deci noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!